varză! Mi-e poftă de varză!" îmi răspunse împărăteasa la întrebarea: "Ce vrei să mănânci, draga mea, astăzi?" "Apoi ordinul se execută, nu se discută, așa că astăzi ne ocupăm de o lecuțică de varză. Hai noroc și la mai mare, băi băieți! Am să fac astăzi o varză așa cum se face în familia mea. Aș putea să zic că e varză ca la Bacău, dar nu știu dacă alții fac la fel varză la Bacău, la Barnam, că nu prea am mâncat în altă parte decât în familia mea. Nu-i varză călită, care are mai mult lichid decât varză călită, nu-i ciorbă de varză, că nu acrin cu absolut nimica, nu-i nici supă de varză. Mama și cu bunica când găteau varză dintre asta, îi zicea varză cu zamă. Nu-i nici călită, nu-i nici ciorbă, nu-i nici supă, e varză cu zamă. Așa că astăzi facem varză cu zamă și cu afumătură. Varza asta o punem deocamdată deoparte și scoatem artileria grea. Pusem o lecuțică de ulei. Și eu am aici niște bucăți de cusiță, scăriță. Uite așa, cu știu cu lecuță aici în uleiul ăsta. Și să rumenesc eu pe toate părțile scărița asta. După ce s-au rumenit, cu știu de și le scoatem. Cu știu cu ceapă. Focul lecuță că mai mitit el. Și o schimba culoarea ceapa. Cu știu cu morcov. Un ardei. Și niște țelină apio. Tot acum punem niște sare. Uite așa. Niște pipier. Pipier. Și amestecăm. Am ținut legumele așa pentru vreo 5 minuțele. Cuștiriu cu niște pastă de ardei. Acum, bineînțeles, dacă ai pastă de ardei, pui. Dacă n-ai, nu pui. Treci la pasul următor. Și tot acum o linguriță de boia dulce. Uite așa. Și amestecăm. După care, cuștiriu cu costița mea înapoi. Uite aici. Și cuștiriu cu niște supă de pui. Uite așa. Supă de pui, să zic eu așa, am pus cam 2 litri. Cam așa. Aducem toată treaba la punctul de clocotire. Punem căpăcelul, uite așa, într-o parte. Dăm focul la mititel și fierbim cam pentru vreo, zic eu, 45 minute, o oră. Am tăiat eu vărzuca ce e și uștiu cu o lecuțică de sare, peste ea, și am soflec, uite așa frumos, o lecuțică. Am readus oala, cărnița mea o fiert bine, 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 cred că am ținut-o pe foc aproximativ 45-50 de minute, cam așa, și uștiu cu varza. Uite aici, pac, uite așa, așa amestecăm o lecuțică, vărzuca asta aici, uștiu cu niște cimbru uscat. Eu am să pun și niște mărar uscat, chiar dacă la sfârșit o să pun și mărar verde, dar mărar uscat are totuși un alt gust. Și două foicele dintre astea de foi de dafin. Cu știu că aici. Punem iarăși căpăcelul. Dăm o lecuță că focul mai mitit el. Și lăsăm iarăși să fiarbă pentru, zic eu așa, vreo 20 de minute. Nu am lăsat-o 20 de minute, așa cum am zis. Am lăsat-o doar 10 minute, că varza mea a fost foarte, foarte fragedă și o s-o ofert imediat. Timpul, bineînțeles, că depinde de varză, de care ei, de care ai norocul. Știi cum zic? Ăsta este momentul când adaug vreo două linguri de bulion. O, uite așa, una. Și să mai pun una. Amestec. Și mai las să fiarbă vreo 5-6 minuțele, cam așa. Și la sfârșit, cu știuluc, cu o mână generoasă de mărar. Hehehe, uite așa. Și am stins focul. Ala-i tată. Amestecăm o lecuță că... Hehehe, doamne, de-abia aștept să mănânc. Ia uite osul ăsta cum a rămas el gol așa. Hehehe, uite așa. Hai să vedem care-i treaba. Am aici o lecuță de ardei iute, ca să fie bine, să nu fie rău. Pâine lângă mine. Hai, ce bune. Mai băi aici. Cărnița asta aici. Au cum să rupe. Fragedă. Da, da. Aici trebuie, băi băieți. Exact așa cum o făcea mama, mama aia. Voleu. Cum se zice, la inimă merge, băi. Leu. A întâia, băi băieți, fete. Hai noroc și la mai mare. Se auzi în sănătoși. Tura viitoare. Vă pup.